Cum verificăm noi că el este conștient? Păi, lăpăcăm de ume, un pic îl scuturăm și vorbim, verbal și tactil. La cursuri se învață nu doar teorie, ci și practică. Lecțiile de acordare a primului ajutor se desfășoară pentru profesorii din instituțiile școlare și preșcolare din toată țara. Astăzi avem o grupă de educatori din grădinițe. Noi vorbim din situații care sunt mai des întâlnire, cum sunt stop cardiac, cum sunt tenebrele, cum sunt electrocutări, hemorogii, fracturile. Profesorilor și educatorilor li s-a prezentat principalele metode de acordare a primului ajutor. Educatorii și-au testat abilitățile practice exersând pe manechine. Când ne apăsăm, ne orientăm cu barbie la nivelul brațului. Scopul acestor instruiri constă în pregătirea profesorilor de a acorda primul ajutor până la sosirea echipelor specializate de medici, dar și de a preveni situațiile de risc în rândul copiilor. Cursurile specializate durează 3-5 zile, iar la sfârșit participanții primesc certificate de calificare valabile 3 ani.